De asta lansez o invitație la colaborare celor doi colegi ai mei, care înțeleg că vor fi și liderii celor două grupuri politice din Consiliul Local. După ședința de astăzi, ne vom întâlni să discutăm atribuțiunile pe care le vor primi cei doi noi colegi ai mei. Vor fi atribuțiuni pe domeniile de competență ale fiecăruia dintre ei și, repet, așa cum spuneam, va trebui să pornim la treabă în această formulă. Este cea mai bună soluție pentru Piatra Neamț, colaborarea, dialogul și contribuirea împreună la realizarea de proiecte benefice pentru oraș. Deja este pregătită o agendă pentru următoarele 6 luni, pentru a doua parte a anului 2016, o voi discuta cu colegii mei, sunt convins că își vor aduce și aportul propriu la agenda de guvernare locală pentru următoarele 6 luni și vom ieși în conferințe de presă publice în care să prezentăm ceea ce ne-am propus să facem, să prezentăm atribuțiunile pe care le-a primit fiecare dintre ei. Sunt convins că își vor aduce și aportul propriu la agenda de guvernare locală pentru următoarele 6 luni. Sunt convins că își vor aduce și aportul propriu. Sunt convins că își vor aduce și aportul propriu.